Bine ați venit la un alt daily vlog despre nimic. E ora 10 dimineața. Ca să meargă bine ziua, prima locație în care o să mă opresc astăzi, bancomatul. Să intre banii de pe cazul de asistat social și niște bani de pe sticlele astea reciclabile. Ia să vedem. Hai, arde-o gheză. Banii. Atât s-a putut, 20 de lei. Viața e grea când ești asistat social. De-aia m-am făcut și eu vlogger. Poate vin bani de pe YouTube, de pe TikTok. Noroc acum că putem să reciclăm sticle, că nu mai știi care e ecologist și la care e chioră stomacul de foame. Dacă tot a intrat aia 20 de lei pe cardul de asistat social, hai să vedem ce pot să-mi cumpăr. Bine, eu o să zic că îmi cumpăr ca să mănânc sănătos, nu că nu mi-ajung banii de mâncare. Așa că mergem să vedem ce ne putem lua de 20 de lei. Stai să ne orientăm. Cred că un iaurt din ăsta de fructe, de vișine, de ce să fie? Uite, 5 lei 44. Delicios. Iaurt cu căpșuni. Ăsta e unul. În filmarea de ieri ați văzut că am fost la sală. Să vedem. Ovăz. În 20 de lei ne încadrăm cu un ovăz de ăsta pe sărăcie, 5 lei. Sau avem noroc de ceva mai sanchi. Fai, 28 de lei numere. Niște ovăz de ăsta pe sărăcie o să fie. Cu iaurt. Și o mai căuta eventual niște căcăreze din astea. De un pic de gust. Ei, nu știu. Da, ovăz garantat. Pune mâna pe ovăz. L-am luat. Sunt pe balansoar. Am obosit după cumpărături. Voi mă credeți acum ceva bogat? Măcar aici să îmi dau și eu filme. N-ai ce face. Greu la cumpărături. Mi-au mai rămas 10 lei. Nu mai îmi cumpăr nimic de mâncare. În schimb de 10 lei, musai să iau o perie ca să vă perii un pic. Vă perii un pic, mă bag în seamă cu voi ca să dați aprecieri, distribuiri și comentarii. N-ai ce face. Ori de haine, încă nu știu, ori de pardoseală. Cred că mai bine o perie de asta antistatic ar mere. Ca să nu vă zgârii pe spate când vă perii. Sper să fac vizualizări multe la filmarea asta, ca să pot să viu să-mi iau niște pește. Nu de alta, dar de la pește speranța crește. Iaurtul. Ovăzul. Am mai găsit niște cereale. O mână de nuci. Și câteva căcăreze din astea. Să fie un pic mai crocantă treaba. În încheiere, ne-a lipsit a vorbă. Treaba e oblă ca covrigul. Dar numai dacă urmăriți canalul meu de YouTube.